În ultima ședință de Consiliul Local, consilierii municipali au hotărât să diminueze redevența pe care Transurbisesa o datorează municipalității. Decizia pare a fi una sinucigașă pentru municipalitate, cu atac direct la veniturile proprii pe care aceasta trebuie să le încaseze. Numai contractul de studiu din 1982 din 5-2019, inițiator proiect domnul primar al municipiului. Vă consult dacă sunt intervenții din partea noastră la proiectul civic. Nu dați nici la municipiului. Da, că o să supun votul dumneavoastră proiectul civic și de pentru. Da, mulțumesc votul împotrivă dacă sunt. Nu sunt abțineri, nu sunt. 19 voturi am lucrat proiectul de probleme de zi. Arătăm astfel faptul că în schimbul dreptului și obligației de exploatare a bunurilor puse la dispoziția operatorului, operatorul se obligă să plătească o redevență autorității contractante calculată anual până la data de 1 iulie anului în curs, conform prevederilor articolului 29, aliniat 11, litera M din Legea Serviciilor Comunitare de utilități publice numărul 51 din 2006, publicată cu modificările și completările ulterioare. Până aici, totul bine, legal și în interesul cetățenilor. Însă, cu toate că subvenția acordată din bugetul local a crescut simțitor în ultimii ani, cu toate că municipalitatea a făcut investiții importante în mod special în parcul auto al Transurbisului, propunerea pe care primarul municipiului o face consilierilor este aceea de a diminua redevența pe care transportatorul o datorează pentru utilizarea bunurilor publice. Nu diminuează însă și subvenția, normal, deoarece, așa cum am arătat în materialul publicat anterior, primăria plătește Transurbisului diferența dintre cheltuielile pe care acesta le face și veniturile pe care acesta le încasează. Deci, cum s-ar spune, nu poate Transurbisul cheltui cât poate primăria plăti.